I-a căzut bala din gură, cu ei, efectiv, i-a căzut bala din gură. Ce faci mai aici? Bă, te-ai drogat? Dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau ștoa, ajung acasă, cântăresc. Rava a devenit viral acum câteva luni cu momentul de la concertul lui, care s-a transformat într-un fel de challenge, ăla pe piesa În lipsa ta. Casime, de ce plângi? Mamă, cât îmi place, nu piesa asta, dar îmi place originala, îmi place mult. Vino acum să mă suci. Dar am văzut că a început ăla să stea cu ăla. Bă, frate, mă. Situația aia, să zicem că a fost una pozitivă. Am înțeles schimbarea asta de femei în trei, mâncați-și gura ta, asta s-a cuplat cu aia lui Petre Ștefan. Petre Ștefan s-a cuplat cu asta lui, asta lui așa, asta... A devenit amuzant atunci când lumea a început să parodieze momentul. Acum Rava a devenit viral pentru ceva negativ. Tot la concertele lui, fanii au observat că nu prea era prezent și că evoluția lui din ultimul timp la capitolul sănătate lasă... Cu aia nu vezi nimic, că iubita lui prietenul tău, că altfel... Păi da, și odată ce a început să fie iubita prietenului meu, asta înseamnă că niciodată nu o să văd altceva în ea. ...de dorit. Mamă, mie nu-mi place deloc când îl văd așa, să mă că e slab așa. Care trăsături, gen, și face alea, că l-am văzut când era mai grăsut și arăta super, super bine și nu-mi place când îl văd așa. Dar sper, eu oricum, el știe că vorbesc cu el pe mesaje și chestii, că mie îmi place ceea ce face și că din tot rapul ăsta românesc, cred că e cam printre singurii pe care îi ascult, știi? Mai e și clipul ăsta pe care eu chiar nu l-am înțeles, nu știu ce a vrut să facă. Băi, tâmpit, măi, mor jumate. Și voi ați vrut să știți care e faza cu el? De ce a ajuns Rava așa? Care e faza cu Rava? Dar nici ăștia, mă, care se duc la concerte, nu-mi plac ăștia care se duc la concerte deloc și se duc și înjură artiștii. De ce te mai duci acolo, mă, omule, dacă îi înjuri, mă? De a zis asta acum, vai de pula ta. Și drogurile îmi mai De ce scriați te mai voi? duci Și de ce acolo? sunt atâtea mimuri cu el? Frații după mine, pizdeam. Dacă e să întrebați 100 de oameni unde l-ar încadra pe Rava ca gen de muzică, ar spune trap. Iar pe piesele trap știți deja că sunt glorificate armele, gangurile și consumul de droguri. Lucruri pe care le găsiți și pe melodiile lui Rava. Dar fanii lui au observat că s-a rupt prea rău în ultima perioadă încât a ajuns de nerecunoscut. Primele clipuri care ținteau... Bă, intrăm în subiectul ăsta, hai să intrăm în subiectul ăsta. Noi suntem băieți, noi știm care, ce femei, cum, ce, unde, să, ce, că suntem în modul nostru de prieteni. Știi pe care ai iubit-o, știți. Noi băieții știm între noi. Înțelegeți-o, are Păi rost de să asta au fost niște mimuri făcute mai mult să facă mișto de situația lui Rava. Pentru prima dată în România, o mumie egipteană veritabilă, veche de peste 2000 de ani. Mi-a căzut bala din gură, cu ei, efectiv, mi-a căzut bala din gură. Mi-a căzut, băi, mi-a căzut bala din gură cu mumia asta, bă. Cercetătorii vor folosi informațiile pentru a afla vârsta și bolile de care a suferit. Oh, hell no, man, what the fuck? Get your ass on, boy. Pare o poveste din filmele de groază, dar s-a întâmplat în realitate. Muncitorii care făceau lucrări de renovare au găsit în subsol două schelete. Și nici la capitolul comentarii nu s-au lăsat bătuți. Mai prinde luna august cel mult, aproape mișcă. O sâmbătă mai are și s-a dus. Avea toată viața înainte. Ai grijă că mâine s-a anunțat un... În Cluj eram cu Palaș, venise ploaia, alergam amândoi ca să nu ne prindă bine, că începea furtuna de aia puternică și un tip alerga pe banda aia specială pentru alergat în Cluj, acolo în parc. Și în timp ce alergând a spus chestia asta care, bă, nu poți să uiți toată viața mea cât de amuzant a fost să fie. Alerga așa, cuvântul ăla cu toate, toți fugeam și îl aud pe el. Băi, Palaș, ține-te bine de Imogen să nu te ia vântul, bă! Fai, deci, băi, am căzut pe iarba aia pe acolo, pe napă, ești, n-ai cum, n-ai cum, ești. Mai are un episod. Se stafidește? Încă el a încărcat. Cu cât clipurile în care Rava era asemănat cu o mumie sau un schelet se răspândeau, cu atât creștea și îngrijorarea oamenilor în privința sănătății lui. Datorită editurilor, lumea a văzut cât de gravă e schimbarea lui Rava din ultimii 2 ani. Uite, asta zic, mamă,
Bă, vedeți, mă, frate, și de-aia vă zic, mă, să nu vă drogați, că uitați, mă, ce schimbări sunt, mă, în cavaș gura voastră. Pe lângă că sunt fizice, sunt psihice, cel mai important e că îți distrugi creierul, iar creierul ți le se repară foarte greu. Dacă nu, rămâi cu niște traume din alea care nu îți mai reveni niciodată, ești nebun. De pildă eu, m-ați văzut toate nopțile, frate, nedormind. Nu pot să dorm, mă pun în pat și nu mai iau absolut nimic, frate, de atâția ani de zile, nu iau absolut nimic și stau în pat și nu pot să dorm. Nu pot să dorm, am insomnii și toate tâmpenile, chestiile posibile, te afectează pe viitor. De asta vă zic, măi copii, mă, bă, că bei o bere, că bei o aia, că toți facem lucrurile astea, dar să-mi scot așa tot ce am în cap, jur, și toate trăirile mele și în suflet, să mi le pun așa pe un film, așa, să vedeți ce mi s-a întâmplat mie în viață, ca să înțelegeți ce dracu zic eu acum, pe bune m-ați înțelege, să mor eu, la modul cel mai serios vă zic. Uite și aici, aici era în 2021, ce dracu, un an de zile. A, mă rava, mă, nu mai mă rava, mă. Pe bune, ce dracu. Dă-le morților, rava, apucă-te, fă muzică și dă-le morților de aceea că n-ai nevoie de legi, nebun, că ești un băiat deștept și frumos și n-ai nevoie de droguri, frate, să faci toate treburile pe care le faci și muzica asta bun. Uite ce frumos el era. Aici probabil era obosit sau ceva, dar, na. Se vede foarte mult că a slăbit sau ceva. Rafa a venit și el pe live să explice fanilor că el de fapt e ok, că s-a îngrijat 5 kg deja, că nu mai bagă nimeni nimic. A fost o perioadă proastă, s-a terminat. Iar am fost aici pe live la el. Perioada aia proastă, nu mai bagă nimeni nimic, e totul chill, nu moare. Iubită, cum am pierdut familie, cum nu mai avea tata cu mama încredere în mine, cum nu mai avea nimeni încredere în mine, cum nu mai aveam nicio încredere în mine, cum eram slab, ajunsă de la 70 de kg la 40, cum nu mai mâncam, cum vedeam chestii, cum auzeam voci, cum a fost oribil, a fost o etapă a vieții mele să... Dar n-a fost vina lui tata, a lui mama, anturajului, a fost vina mea, pentru că eu am ales să mă droghez, eu am ales să intru acolo, eu am ales ca tot prostul care îmi puteam efectiv să refuz și să fie bine. Dar na, asta e viața, frate. Nu de clipul cu depresie, e un live în care am vorbit despre depresie, bă. E un live în care am vorbit despre depresie. Eu eram adeptul la care la toată lumea spuneam n-ai nevoie de medici, n-ai nevoie de psihologi, de psihiatri, n-ai... Și m-am închis în casă, am început să intru în lumea internetului, am început să stau pe Teamspeak, am început să fac prieteni virtuali, nu am mai ieșit cu ea care erau afară, am început să mă îngraș din nou, am început să văd viața cu alți ochi, am început să, atunci când mă duceam și treceam strada, eram atât de tâmpit înainte încât eu nu mă uitam stânga-dreapta, treceam strada direct. Ei, acum văd viața mult mai diferit. Sunt mult mai atent cu mine, mult mai precaut și chestii și trestii. Și s-a întâmplat atunci, gen, la un moment dat, efectiv într-o seară, țin minte că mă uitam la un serial, la un film sau nu știu ce era. Și s-a întâmplat asta. Atunci m-am trezit de dimineață, m-am putut să mă respire, să umflase limba în gură. Am început să plâng, i-am spus, mama, te rog, am nevoie să mergem la spital neapărat, că nu mai pot, am nevoie de tine. Și mama mi-a spus lucrul ăsta și atunci m-a durut atât de mult, dar am înțeles-o. Jur că am înțeles-o. Țin minte că eram în bucătărie, pe calorifer, și am spus, mamă, te rog, am nevoie de tine să mergi cu mine la spital, că nu mai pot, am nevoie de cineva care mi-e drag să meargă cu mine, am nevoie de susținere. Și a zis, Marius, nu pot să merg cu tine la spital, pentru că tu o să mă faci de râs că te-ai drogat. Ceea ce mi-am dat seama, că din vina mea, a mea, nu a lui maică mea, mama nu mai avea încredere în mine. Și atunci, mama, a fost cel mai cumplit moment din viața mea pe care l-am trăit vreodată. Cel mai cumplit moment pe care l-am trăit vreodată, când eu mi-am dat seama că am rămas singur din cauza mea și că n-am pe nimeni lângă mine, frate. Și am căzut din picioare, efectiv, am căzut, să-mi bat pula dacă îmi minți, am căzut efectiv în genunchi și am început să plâng. Ăla a fost momentul în care am căzut în genunchi, și m-am uitat la mama și am zis, mamă, te rog, crede-mă, nu m-am drogat, te rog, te implor, mergi cu mine la spital. Și acum m-am dus la spital și îmi spuneau, bă, nu ai nimic, toți doctorii mi-au făcut analize, nu ai absolut nimic. Până a venit un doctor care era ceva gen, venise din Anglia să învețe pe română ăștia, nu știu ce să învețe, s-a uitat la mine și mi-a zis, bă, la tine e chestia de psihic, la tine totul se rezumă la psihic. Nu mai e cool să fii hardcoreist cu drogurile și să-ți rup capul. Nu impresionezi pe nimeni și îți mai și îngrijorezi fanii. Tot oamenii din comunitatea trap au început să asocieze perioada asta lui Rava cu cea lui Ian de acum un an și jumătate. Slăbise foarte mult și nici măcar nu putea să-și susțină concertele. Părea deja urât pentru fanii care veneau la concerte să vadă asta. What the fuck? Toți aveți urmate de pâne. Noi nu suntem genul să ne băgai. Bă, și Ian ăsta mă tâmpit. Să vezi urlate de pâne. Noi nu suntem genul să ne băgaie. Oh, hell no. Hell. Oh, no.
Fast forward acum își rupe plămânii la concerte și pare mult mai sănătos și sober. Joc bine, sara fan, sara gran, sara ban, sau stai, sara man, sara plan. Ce e asta, mă, chat? Bă, ce e asta, chat? Aici, băi. Aici, băi. Tare, cu sara fan, sara plan, dau plan, dau mă, delta plan, mă arunc după munte și cad în cap. Plan, dau cocoa și zici că sunt ghiozdan, dacă him, dam, dam, tica, tica, dacă dam, când mă vede mama Maia de cu piatra în geam, fuge că le după mine în tavan, stoace mama Maia și de cu piatra în geam, păi îi pup pe tot în bot, la digre, mor în double ca pe altul.